Salut, eu sunt Dan. Eu sunt Florentina. Iar tu te uiți la Vista. Astăzi Vista vă prezintă o serie din românii care au reușit să schimbe lumea. Este vorba despre inventatori sau personalități care au făcut tot posibilul ca visul sau ideile lor să prindă contur. Din lista lungă a românilor care au schimbat lumea, noi am ales cele mai importante 10 nume care vor dăinui pe viață în istoria țării și a omenirii. Hai să aflăm împreună cine e în top. Nadia Comăneci este prima gimnastă din România care a luat 10 la un concurs olimpic la Montreal. Este și primul sportiv român inclus în Memorialul Internațional Gymnastics Hall of Fame în 1976. A participat la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal, unde a luat de 7 ori nota 10, 3 medalii de aur la individual compus, bână și paralele, o medalie de argint și una de bronz. Ceaușescu i-a acordat atunci distinția de erou al muncii socialiste. Mircea Eliade este unul dintre cei mai influenți istorici ai religiilor din România și ai omenirii. Este unul dintre autorii care au adus mari contribuții în filozofie, stabilind paradigme în studiul religiilor folosite și azi. Cele mai lăudate lucrări ale sale sunt Mitul Eternei Reîntoarceri, 1949, și Sacru și Profan, 1956. Petrache Poenaru este românul care deține brevetul pentru primul stilou din lume. Invenția lui a fost realizată în perioada studenției sale la Școala Politehnică din Paris. Condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală, cum l-a numit, a fost înregistrat prima dată la Viena, apoi la Paris în 1827. Stiloul se folosește și în prezent, devenind un instrument de scris asociat cu eleganța și sobrietatea. Traian Vuia este primul român care pe 18 martie 1906 a reușit primul zbor autopropulsat, fără catapulte sau alte moduri externe de ajutor. A inventat un aparat de zbor mai greu decât aerul, cu resurse limitate, având la dispoziție doar intelectul său. Din păcate, invenția lui nu a fost prea slăvită la acele vremuri cum ar fi trebuit. Marie Coandă a inventat în urmă cu peste 100 de ani avionul cu reacție. A fost una dintre cele mai importante realizări tehnologice din istorie. Ulterior a observat cum jetul de apă îi se scurgea pe deget în loc să se împrăștie. Ideile nu pot fi comandate. Ele apar ca un miracol, a zis Marie Coandă atunci. Așa a apărut efectul Coandă, pe care l-a brevetat în 1934 în Franța. Emil Racoviță e primul român care a ajuns în Antarctica, apoi în Caraibe, insulele Baleare, Europa și America Latină. El este cel care ne-a dat biospeologia, știința care studiază fauna și flora peșterilor. În 1920 a înființat primul institut de speologie din lume la Cluj. A fost considerat adevăratul centru al cercetărilor biospeologice mondiale. Emil Palade a fost nucleul biologiei celulare la nivel mondial și primul român care a câștigat premiul Nobel pentru fiziologie și medicină în 1974. În 1986 a primit medalia națională pentru știință în America pentru descoperiri fundamentale de pionierat în domeniul unei serii esențiale de structuri supracomplexe cu înaltă organizare prezentată în toate celulele vii. Ioan Cantacuzino a dezvoltat o metodă de vaccinare antiholerică pe care țările care mai au cazuri de holeră încă o folosesc. În 1913 a condus prima campanie de vaccinare antiholerică masivă, ce a rămas în istoria omenirii ca marea experiență românească. Cu ajutorul lui, mii de vieți au fost salvate.
Nicolae Păulescu este românul care le-a dat speranțe bolnavilor de diabet, fiind descoperitorul insulinei în 1921. Cercetările sale au fost publicate într-o revistă belgiană. Atunci, Păulescu denumise insulina pancreină și avea ca efect scăderea glicemiei, a corpilor cetonici și a ureei în sângele câinilor cu diabet. Ana Aslan a pus bazele geriatriei românești și a inventat produse pentru a vindeca afecțiunile specifice bătrânilor. În 1949 a studiat procaina și efectele sale, inventând produsele Gerovital, care încetineau îmbătrânirea cu 40%. La vremurile acelea, nume celebre precum Mao Zedong, Charles de Gaulle, Pablo Picasso, Sir Winston Churchill, Charlie Chaplin, Marlene Dietrich, Konrad Adenauer, Aristotel Onassis sau John F. Kennedy veneau la ea să se trateze. Atât pentru astăzi. Noi am fost Dan și Florentina, iar tu ai urmărit un nou Top Vista. Nu uita să revii pentru mai multe materiale interesante. Dacă ți-a plăcut acest clip video, nu uita să dai un like și un subscribe, activând totodată și clopoțelul pentru a primi notificări despre cele mai recente clipuri Vista.